primul trimestru al anului 2011, comisarii de la Protecția Consumatorilor au verificat 12 operatori economici care se ocupă cu comercializarea combustibililor solizi, fie că este vorba despre lemne de foc, brichete din rumeguș sau peleți. Au fost constatate abateri în 11 cazuri, fiind vorba despre neprecizarea esenței lemnului de foc, diferențe în minus la cantitatea netă a produselor preambalate și altele. În 3 cazuri s-a luat măsura opririi temporare din circulație peste 55 de kilograme de combustibil solid în valoare de 21.290 de lei. Sâmbătă, începând cu ora 10 la sediul grădiniței cu program prelungit numărul 1 Gulliver, are loc vernisajul expoziției cu tema Copilul în mijlocul naturii, din faza zonală a celei de-a 6-a ediție a concursului național de creație plastică pentru preșcolari, Penelul Fermecat. Expoziția cuprinde 168 de lucrări ale preșcolarilor realizate într-un limbaj plastic original și tehnici de lucru diverse. Juriul a premiat 79 de lucrări cu premii de excelență 1, 2 și 3. Expoziția poate fi vizionată până pe 18 martie. Luni 14 martie de la ora 16 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc deschiderea oficială a celei de-a 4-a ediție a concursului regional Student pentru o zi. Competiția se adresează liceenilor din județele Suceava, Botoșan și Neamț și din municipiul Pașcani. Concursul se va derula în perioadele 19-20 martie și 26-27 martie pentru elevii claselor a 12-a și între 21 și 22 mai pentru elevii claselor a 11-a. Student pentru o zi este o competiție cu premii totale de peste 25.000 de lei, la care se adaugă 42 de certificate de agrementare, care permit admiterea pe locurile fără taxă la specializarea dorită.